Mai multe obiective din regiunea Moldovei vor primi finanțare după ce au fost incluse în Programul de Transport al României 2021-2027 aprobat de Comisia Europeană, după ce autostrada Pașcani-Suceava-Sirese se află printre obiectivele strategice ale țării. Autostrada Târgu Neamț-Iași-Ungheni a fost inclusă între proiectele noi de investiții cu o valoare financiară de 875,5 milioane de euro, cum cele două capete ale autostrăzii Unirii Târgu Mureș, Miercurea Nirajului și Leghin Târgu Neamț au fost prinse în PNRR, lipsește momentan finanțarea tronsonului Montana la 8 între Miercurea Nirajului și Leghin de aproximativ 150 de kilometri. Tot în acest program de transport a fost inclusă și autostrada Brașov-Bacău cu o valoare de 2,36 de miliarde de euro. De asemenea, în domeniul feroviar, proiectul Pașcani-Iași-Ungheni are o valoare de 388 de milioane de euro. Un alt proiect important ce face parte din strategia statului este al trenului metropolitan din Iași.